Am ajuns acasă, am fost emoționată până la lacrimi, vă jur. Până la lacrimi am fost emoționată când am desfăcut pachetul și am văzut câte bunătăți a pus acolo, aparte de lucrul esențial. Hello, dragii mei, bine ați venit în grădina cu idei, sunt Monica și astăzi vreau să vă iau cu mine. Astăzi vreau să facem, weekendul, sâmbătă, să o petrecem împreună, cumva. Mai avem foarte puțin până la Crăciun, mai puțin chiar de 2 săptămâni. Săptămâna viitoare e ziua feciorului meu, care împlinește venerabil la vârstă de 17 ani. Așa că astăzi vom merge puțin așa în cercetare prin târg, bineînțeles eu împreună cu domnișoara Teodora. Pe lângă treaba asta mai avem și o altă direcție, dar nu vă spun, nu vă dezvălui care va fi direcția respectivă. Dacă îmi reușește pasența, dacă reușește toată afacerea asta, o să vă arăt momentul în care ne vom întoarce. Da, și ne pregătim să plecăm, să ieșim afară, e cam târziu orice drept. Eu preferam să plecăm puțin mai devreme ca să-mi rezolv treburile acum dimineața, dar e vreo 10 ceasul aici și, da, oricum, nu contează, important e să rezolvăm ce avem de rezolvat. Vă țin așa în suspans. Puțin. Sper să reușim. Așa că rămâneți cu noi toată ziua pe parcursul întregii zile. Nu garantez că voi face cine știe ce lucruri mărețe, dar printre altele vreau să mai și public un clip astăzi, vreau să-l editez și alte lucruri mărunte, lucruri casnice, nu? Dacă o să am telefonul la îndemână și dacă o să am și chef, o să filmez pe parcurs, pe drum, pe stradă, pe până unde ajungem noi. Și cam asta e. Așa că rămâneți pe aproape pentru că astăzi vom petrece împreună. Marea noastră călătorie, n-am mai filmat nimic pe drum, pentru că acolo unde am ajuns, unde trebuia să ajung, am fost extrem de emoționată, vreau să vă spun, atât de emoționată am fost atunci când am ajuns la locul cu pricina, dar când am ajuns acasă, emoțiile așa de tare m-au cuprins, că efectiv venea să plâng. Efectiv îmi venea să plâng, vă spun sincer. A fost așa o surpriză și o emoție așa de puternică, că nu n-aș putea să vă explic. Să vă explic emoția, dar vreau să vă explic de ce m-am emoționat. O prietenă de-a mea care mă urmărește pe YouTube, nu ți te pup, te îmbrățișez, mi-a trimis un pachet din România. Am fost extrem de emoționată, numai când mi-a spus că are de gând să facă treaba asta, vă dați seama, și am sperat din tot sufletul să reușesc astăzi să ajung acolo, la Atlasib, pentru că a trimis cu Atlasib. Nu-i fac reclamă, pentru că nici pe departe gândul să-i fac reclamă, pentru că nu merită, să zicem așa, firma respectivă. Dar am fost astăzi acolo, am luat pachetul și am ajuns acasă. Am fost emoționată până la lacrimi, vă jur. Până la lacrimi am fost emoționată când am desfăcut pachetul și am văzut câte bunătăți a pus acolo, aparte de lucrul esențial pentru care ea se pregătise să îl trimită, era vorba, este vorba, dar vă arăt despre ce e vorba, stați niște, că vă arăt despre ce este vorba, dar vreau să vă arăt lucrurile, bunătățile pe care ne-a trimis, parcă ne-ar cunoaște de când lume, pentru că ne-a nimerit pe fiecare în parte câte ceva și ce pot să spun, doar că te îmbrățișez, nuții, te îmbrățișez cu mare, mare drag și atât de mult îmi doresc ca la vară când vin în România să ne întâlnim, n-ai idee. Să ne întâlnim așa face-to-face, să ne povestim multe lucruri. Așa că haideți să vă arăt ce mi-a trimis mie Nuții. Da, aici sunt
toate bunătățurile de care vă spuneam. Am fost încântată de fiecare lucru în parte. Vă dați seama că apreciez gestul mai mult ca orice. Dar, ia uitați și mi-a trimis frunze pentru sarmale, frunze de varză. Ea știe că la noi se mănâncă sarmale, mai ales de sărbători o fac, iar de Crăciun am asigurat oala cu sarmale și sigur voi face cu frunză de varză. Și zice că spuse chiar de ea la murat de Sfântul Dumitru. Așa, după aceea borcanelele astea, le iubesc, n-aveți idee, ardei capia, aici este pasta de ardei capia, dulceață de gutui, n-am mai mâncat din copilărie dulceață de gutui, sper să fie bună, dulceață de cireșe amare, cireșele amare sunt fructele mele preferate și dulceața nu mai spun, și un borcan de castraveți din aceștia murați. Așa, apoi dulciuri, ia uitați câte ne-a trimis, foarte multe, turtă dulce, probabil că știe că Teodora e nebunită după turta dulce, asta este cu miere de albin și asta este umplută și este acoperită cu ciocolată. Așa, biscuiți, iarăși alți biscuiți umpluți, o să devenim dulci cu toții câte dulce ne-a trimis. Milka, biscuiți din ăștia Milka, bomboane, astea sunt bomboane, după părerea mea, bomboane de pus în brad, de pus în pom, nu mai sunt cum erau alea odată, știți, cu, pe o hârtiuță albă și colorat cu roșu, albastru, verde, astea sunt alt model, nu le-am desfăcut încă, dar abia aștept să le gust. Apoi pufuleți, pe mine m-a amuzat foarte tare pufuleți întăreți. Așa, cozonac nu mai spun, deci de Crăciun sunt salvată și mi-a mai trimis solme și mi-a trimis și nuții de Crăciun, arrivederci, ce nu mai fac cozonac. Așa, apoi biscuit Oreo, preferații noștri, halvaua, care este preferată al Nicu, deci l-a nimerit pe Nicu fără doar și poate, și aici foarte multe condimente. Chiar vorbeam cu Teodora și spuneam că e bine când îți trimite cineva condimente, că așa când mergem noi în magazin, dintre atâtea nu știm ce să alegem, așa că noi mulțumim din tot sufletul. Printre care, printre toate condimentele astea, văd și un pachet de de praf de copt și zahăr vanilat. Și avem așa, usturoi, una a căzut pe jos, asta așa ca să o iau de jos. Așa, mărar, leuștean, tarhon, cimbru, boia de ardei dulce, piper negru, boia dulce, afumată asta, busuioc, iarăși pentru sarmale, cacao, astea probabil de făcut, da, cacao de făcut, e pus probabil și la prăjituri, dacă e de la Dr. Oetker. Și asta sunt foarte încântată, pentru că erau cândva și aici, erau astfel de pungi, acum n-am mai văzut, așa că, mă rog, cât de curând vom face pui la cuptor în pungă, pui la pungă. Da, și astea sunt toate bunătățile pe care mi le-a trimis nuții. Mai am aici... cu asta m-a dat gata, cu decorațiunea asta pentru Crăciun. Chiar o știu unde am să o și pun, vă arăt imediat. Apoi o lumânărică din asta care miroase extraordinar, de la Pepco. Foarte frumos, foarte elegant, așa. Puțin să întorc să vedem și eticheta. Așa. Și un parfum cu o dedicație specială pentru tine, dragă Monica. Mulțumesc din tot sufletul, abia aștept să-l desfac și să văd cum miroase. Și alte chestiuni din astea pentru Adrian, aici văd pentru Nicu probabil, cremă de mâini și iarăși un gel de duș sau cremă, da, un gel de duș ăsta. Da, și astea sunt toate lucrurile bune. Mulțumesc din tot sufletul și mă rămân fără cuvinte, practic. Acum vreau să vă arăt, așa, o felicitare. Mi-a trimis și felicitare cu Moș Crăciun, adevărat Moș Crăciun. Ne-a adus o mulțime de bucurii. Nici nu a venit Crăciunul și deja
am început să primim cadouri. Acum o să vă arăt esența. Pentru ce a hotărât Nuții să facă acest pachet? Ia uitați. Eu povesteam într-un alt clip că îmi plac foarte mult lucrurile astea făcute manual. Lucrurile care se fac, lucruri handmade-urile în general. Păturile astea tricotate, croșetate. Și a reținut și a spus că vrea să-mi trimită sau să-mi dea o astfel de pătură. Inițial îi propusese să ne întâlnim cumva la vară sau într-o vară sau să ne întâlnim când venim noi în România, dar ea a ținut neapărat să-mi trimită acum această păturică, care eu, sinceră să fiu, o ador. Îmi place foarte mult, îmi plac culorile cum sunt îmbinate, deci nu e o pătură obișnuită, nu e o covertură obișnuită. Clar este una din preferatele mele. Da, și asta este, asta a fost de fapt ideea acestui pachet. Dragii mei, astăzi Teodora a terminat decorat, a avut tentativă de a decora camera ei. O să vă arăt, a făcut așa numai jumătate de cameră, deci numai partea asta. O să vă arăt imediat ce a făcut. Deci și-a făcut și ea un sat de Crăciun aici cu niște căsuțe albe care se și luminează, dar ea acum nu le-a deschis, nu le-a aprins. Apoi renii. Doi reni acolo drăgălași. Le-a pus sus. Unul dintre ei miroase așa niște trandafiri, după cum vedeți. Așa, apoi are și un prezepe, exact ce vă spuneam, nu există casă fără prezepe, casă de italian, evident, prezepele și lumânărele. A devenit și ea mare pasionată de lumânărele. Mai are aici încă una, asta e cu miros de brad, asta de aici, câteva cutiuțe, altă lumânărică, asta care am primit-o de la sora mea, și brăduțul. Ea a ales pentru brad culoare argintiu și albastru, ca să fim așa mai diversi cumva. Deci eu roșu cu auriu, iar ea albastru cu argintiu. Așa, brăduțul este un brăduț destul de micuț. Și a pregătit și tabloașele pe care vrea să și le pună pe perete, pe peretele acesta. Dar aștept să vină Nicu să bată el niște cuie, pentru că eu îmi strivesc degetele dacă mă apuc. Așa, nu știu dacă vi le-am arătat. Ei îi place foarte, foarte mult să deseneze și mă gândeam eu că ar fi fost păcat să nu își pună în valoare talentul cu ocazia sărbătorilor, dacă nu așa în modul general. Ei îi place foarte mult să deseneze, însă face treaba asta din pasiune, pentru că îi place. Și de multe ori am avut discuții cu ea și mi-a spus că dacă ea desenează, nu desenează pentru bani sau pentru afaceri, o face din pasiune. Atunci când face ceva forțat, deci obligată să deseneze, nu desenează așa frumos, deci nu are prea multă inspirație. Deci totul vine așa, dintr-o inspirație, dintr-o pasiune. Așa, acum rămâne problema să vedem cum le aranjăm pe toate, pe perete, că să găsim așa o formă în care să le așezăm. Ok, acum știți ce fac? Acum eu mă duc în cameră la Adrian, că trebuie să decorez și acolo, că na, băieții știți că nu prea sunt atrași de decorațiune, așa că eu am să merg în cameră la Adrian și am să încerc să decorez și la el. Evident o să filmez și să-mi spuneți și mie dacă vă place cum am decorat, dacă o să vă placă, că încă nu m-am apucat. Da, și-a schimbat și piețele de pernă și-a pus acolo cu motive de Crăciun, pe păturica ei preferată, pe care, sinceră să fiu, vine Chico seara înainte de culcare, vine și se așează aici pe păturica asta, începe așa să o frământe pentru că e moale și probabil aduce aminte de mămica lui și vine și se așează, se întinde așa cât el de lung pe pat și trage un puișor de somn. Ok. Cam asta este camera Teodorei. Am văzut că și-a pregătit aici și niște steluțe din astea de hârtie. Nu știu unde vrea să le pună, dar, mă rog, rămâne de văzut. Ok, mă duc în cameră la Adrian și mă apuc de decorat și acolo.
am decorat și camera lui Adrian. După cum observați, n-am avut încă un brăduț ca să-i punem aici și am improvizat așa din ghirlandele astea un brad. Nu arată el prea brad, dar oricum are așa un oarecare spirit de Crăciun, dacă ne uităm și la decorațiuni. Observați că am folosit globurile astea de hârtie pe care le-am făcut noi, plus inimioarele astea. De asemenea, am pus aici niște schiori travestiți așa în Moș Crăciun, care mai de care mai zâmbăreț și mai hazliu, cum asta, de exemplu, pare a fi un om de zăpadă, iar aici un Moș Crăciun. Da, da, eu zic că a ieșit cât de cât tare așa oarecare tentă de brad acest aranjament, deși pe mine mă amuză, totuși eu cred că cât de cât seamănă a brad, cât de cât, subliniez. Am pus tabloul acolo, totdeauna punem tabloul ăla, deci în fiecare an acolo l-am pus și parcă vă spuneam și anul trecut, în spatele ramei, deci un tablou, e de fapt o sacoșă, o sacoșă din asta de plastic, care mie mi-a plăcut foarte mult și am zis de ce să o arunc, de ce să o folosesc, că mai bine să o transform într-un tablouaș. Și mi se pare că stă tare bine acolo, mai ales că e și cameră de băiat, asta vă dați seama că numai bine se potrivește. Vă spuneam că e cameră de băiat pentru că, iată, i-am pus aici un trenuleț cu luminițe, asta e trenulețul lui Moș Crăciun și alte mici figurine așa pe aici pe acolo, o instalație cu niște fulgi de zăpadă și o ghirlandă, o croniță pe care am făcut-o tot eu săptămâna trecută, zilele trecute, oricum. Și inițial vreau să o pun acolo, sub tabloul ăsta, dar mi s-a părut că e prea aglomerat, adică sunt prea multe pe un singur perete. Și aici, peretele ăsta fiind gol, m-am gândit că stă perfect acolo. Da, mașinuțe peste mașinuțe, cu brazi, brăduleți, așa, și alte mici decorațiuni. Așa cum vă spuneam, e o cameră de băiat, o cameră micuță, unde prea multe decorațiuni nu am pus. Eu venit Nicu de la serviciu, de la muncă și evident că a trecut pe la Lidl, unde a făcut ceva cumpărături, nu foarte multe, cât să ne descurcăm în weekendul ăsta și poate și puțin din săptămâna viitoare. Evident că luni mai mergem o tură la cumpărături, așa că vreau să vă arăt ce-o cumpărat astăzi. După cum ați văzut, a fost ziua în care v-am arătat și ce am primit din România, v-am arătat și cum am decorat camera lui Adrian, v-am arătat și vă mai arăt și acum ce cumpărături a făcut Nicu la Lidl în seara asta. Așa, e pe aici, prin balcon, sigur vii să dea câteva explicații. Okay. O bucată din asta de pizza margherita. Mie îmi place mai mult asta, așa, cu pâine mai groasă, decât aia subțirică, aia clasică. După aceea, câteva felii de brânză Gouda. Apoi, altăși brânză gratugiată, adică rasă, așa, un fel de parmezan deja ras. Două din astea de migdale. Nicu, astea de migdale cred că erau în ofertă, nu? Da. Da, am ghicit. Așa, de migdale, dar bune. Așa. Apoi o baschetă din asta, o de salam. Asta e salam Milano, chică. Ne-am mai găsit salam unguresc? Salam Milano, ouă, pâine din asta cu susan, care e foarte bun, trebuie să o mâncăm un, doi, că e și proaspăt. Un alt salam, salsicea pasata, așa, pâine, iarăși o pâine din asta să ne ajungă toată săptămâna, cred, portocale, cartofi, dar până la cartofi vreau să vă mai arăt peperoni din ăștia la oțet, astea sunt foarte buni, ca și ardeii copți, deja făcuți, dar sunt foarte buni. Și aici polpa de pomodoro, adică roșii în bulion, suc de roșii. Și un ceai din asta cu de lămâie. Și aici, Nicu, tu spuneai că astea și-au pregătit ingredientele pentru mâine, când vrea să facă două rețete. Două vrei să faci, nu? Da. Așa. Ia vine și explică tu, ca să nu zic eu vă prostie. Acolo caracatiță. Așa. Deci, hai. Explicitează. Da, o să facem, deci asta face parte. Așa, faci parte din partea aia. Caracatiță, da? Și cu papardele. Cu papardele. Asta, da. E o rețetă. Cu caracatiță și faci. Caracatiță se face ragu de caracatiță. Ragu de caracatiță. Da. Deci mâine o să avem ragu de caracatiță. Mâine seară. Mâine, da, cu papardele. Iar la prânz o să facem filet de porc cu praz și cartofi.
Aha, deci ați reținut meniul nostru de duminică, da? Este vițel, nu? Vițel? Porc, filet de porc, praz, cartofi. Da, așa și seara, papardele cu ragu de caracatiță, ce pompos sună. Da, astea sunt cumpărăturile din seara aceasta. Și rămâneți că mâine gătim, de fapt eu gătesc și domnul Masterchef Nicu gătește mâine. Eu o să fiu pe post de comentator, știți voi, nu? V-ați învățat cu mine, așa vlogul că... Vlogul se încheie aici, în seara asta, dar rămâneți pe fază pentru că va urma și clipul cu rețetele de care vă pomenea Nicu, nu? Vă pup!